De la începutul epidemiei, comuna Corbi Mari din județul Dâmbovița a devenit principalul focar din județ, după ce doi oameni au murit din cauza COVID-19. Acum sunt 20 de bolnavi care fac tratament în spital. Poliția face razii zilnice pe străzi. Chiar nu știm, n-am ieșit de două zile, n-am ieșit, astăzi am ieșit și chiar nu știu, văd, e prima dată când văd atâta poliție aici în centru. Primarul comunei Corbi Mari le-a cerut autorităților să-i testeze pe toți cei care au intrat în contact cu cei infectați. Am avut un număr de 20 de cazuri confirmate. Dumnealor își desfășoară activitatea conform unor dispoziții pe care le-au primit de la nivelul guvernului, cred. Noi am făcut solicitarea către Comitetul Județean de Situații de Urgență să ne sprijine la momentul respectiv. Ce v-a spus primarul, poliția? Să nu ieșim afară din curte. Atât. Am înțeles că în sat la dumneavoastră sunt foarte mulți veniți din străinătate acum. Păi au venit, dar oamenii nu sunt bolnavi, nu nimic. Dar v-au pus pe toți să stați acasă, să nu ieșiți decât... Da, să stăm în curte. Am înțeles că aveți mai multe cazuri de COVID. Da, în Corbi Mari, da, sunt foarte multe. Și am înțeles că multă lume a contactat cu ei, de asta v-au pus în izolare pe toți. Da. Și care sunt, ce v-au spus primarul? Păi, cel mai sigur să stăm în casă. Am respectat decizia care este la dânsul și am făcut ce este mai bine, să stăm în casă. Unii însă sunt nemulțumiți de acțiunile poliției. Mi se pare o exagerare foarte mare din partea statului în momentul ăsta. Adică e o disciplină din asta mereu ca la război, sincer, așa mi se pare. Și mi se pare exagerat aici într-o comună și o localitate care are populație câteva mii să fie dislocați cât sute de forță de ordine. În comuna Corbi Mari din județul Dâmbovița mai sunt 80 de persoane în regim de izolare la domiciliu.